ziua, Remus! Bună ziua, Cezar! Uite, încheiem prima tabără de post de la Dorna Arini. Ai participat aici în calitate de voluntar. Ai văzut ce s-a întâmplat, unde am fost, cum ne-am simțit. Spune ce opinie ai tu despre ceea ce am făcut aici. Păi, înainte de toate vreau să spun că mă bucur că am avut șansa să fiu voluntar pentru tabăra de post. Eu l-am contactat pe Cezar pentru că îmi doream să avem și noi la noi în țară astfel de tabere și mă bucur că totul s-a desfășurat aici așa cum mă așteptam. Cezar a organizat activități, au fost excursii, întrunirile de grup au ajutat postitorii să treacă foarte ușor, mă rog, nu foarte ușor, să treacă cu bine peste post. Sunt de părere că ele contează foarte mult, întrunirile de grup. Atât seara, adică aici am avut parte de ele atât seara cât și de dimineață. Și mă bucur că am putut să vin aici și să iau parte la această experiență pe care îndemn pe toată lumea să aibă parte de ea. Uh-huh. Ai văzut efectele asupra oamenilor? Da, cu siguranță, cu siguranță. Oamenii pleacă mai luminoși, mai voioși. A fost cu siguranță o perioadă de încercare pentru fiecare, dar toți și-au dorit să treacă de această perioadă și să cunoască beneficiile postului, să învețe despre post și să urmeze postul într-un cadru organizat. Așa că, da, am observat multe schimbări în bine asupra oamenilor, pleacă voioși, da. Sunt binevenite taberele de post, nu? Da, și sper să treacă cât mai repede această perioadă ca să se organizeze și oamenii să poată să vină așa cum își doresc să participe la tabere. Mulțumesc foarte mult. Cu drag.